Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Eu sunt Gino, iar astăzi ne vom juca GTA San Andreas Multiplayer pe serverul B-Zone. E bine, după cum observați, am anunțat pe pagina mea de Facebook. De fapt, nu pe pagina mea de Facebook, tot timpul încurc termenii ăștia. Am anunțat pe grupul meu de Facebook. facebook.com/groups/ginopanai27. În caz în care vreți să intrați și voi în grup și nu sunteți deja, veți găsi linkul în descriere. Și de la grup, și de la pagina de Facebook, și de la Twitter, și de la Instagram, și de la absolut tot. Deci, haideți să continuăm. Ei bine, aici trebuie să ne uităm undeva mai jos. Ia să vedem. Unde n-ai bine referrals? Așa. Și, câtă lume a intrat pe referralul nostru? Observ că a intrat destul de multă lume. Nu știu dacă vă vedeți numele pe aici, în cazul care nu vă vedeți numele pe aici, ei bine, puteți să intrați și voi pe referralul meu și vă veți vedea și voi numele pe aici. Ideea e că vreau să organizez un soi de mini-concurs. În ce constă acest concurs? Ei bine, cel care adună cel mai multe ore va fi întotdeauna menționat într-un clip al meu. Deci, în cazul acesta, după câte observ, cel mai multe ore le are Raven27HD. Felicitări! Și acestea fiind spuse, haideți să trecem mai departe la joc. Înainte de asta vreau să vă menționez că puteți intra oricând folosind acest link. Da? Deci în cazul că n-ați intrat în joc pe referralul meu, puteți intra în joc pe referralul meu folosind acest cod. O să-l găsiți și în descriere undeva. Deci da, haideți să nu mai lungim și să trecem direct la joc. Ei bine, m-am conectat pe joc. Și acum hai să ieși eu din casă. Aoleu. Cineva și-a bătut joc de mașina mea. Ei bine, vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați spus de acea comandă cu F să o folosesc pentru a intra și a ieși din casă și din business-uri și de nebunile de-astea. Chiar apreciez. Și haideți să îi dăm bătaie. Apăsăm tasta 2, pentru că suntem șmecheri. Mulțumesc încă o dată pentru informație și acum haideți să vedem ce mai bine putem face. Ok, da. Mă gândeam să mă duc și să-mi fac job-ul. Aoleu. Ușor acolo, tu. Sper să nu vă enerveze expresia asta. În fine, expresia asta are ceva mai mult în spate decât un simplu ușor acolo, tu. Dar în cazul în care nu știați, este un mim. Pe net, un mim românesc. Dar, na, o să vă spun mai încolo de treaba asta, nu vă spun acum. Poate unii dintre voi știți mimul și puteți să-i lămuriți pe toți. Evident că e un muist să-ți iau familia... Așa. Se putea oare fără muiști pe serverul ăsta? Nu prea se putea, din păcate. Am oprimătorul? N-am oprimătorul. Fac. Și sunt curios dacă mașina mea o să fie ok. Acum haideți să-i dăm aici slash work, parcă. Aha, trebuie să mă duc acolo, ok. Roger that. Păi bine, boss, și eu ce fac? Perfect. Și haideți să luăm cel mai lung transport. Perfect. O să fie interesant. Dar ce pot să spun? Este întotdeauna distractiv să facem transporturi mai lungi. Păcat că jucătorii nu prea conduc într-un mod... semidecent. Ușor acolo, tu, fraiere. Să-mi pușca unul pe acolo. Băi, ești nebun? Poate vrei băiatul. Domnule polițist, socheres. Te rog, acordă-mi puțin interes. Haide, boss. Hai că ești campion mondial la halbere. Ok, da. Și unde dracu trebuie să mergem noi? Probabil în Las Venturas. Și pentru a merge în Las Venturas trebuie să o luăm pe aici, pe undeva. Ușor, tu. A, da, pe aici. Opa! Mamă!
Asta este San Fierro Drift, să zic așa. Uitați, bui, brrr, ușor acolo. O să mergem ceva, nu o să fie un drum tocmai scurt. Dar mă gândeam să fac un drum mai lung ca să vedem ce și cum e cu jobul ăsta și cât de mult putem câștiga. Acum, în caz în care vreți să-mi sugerați un alt job pe care pot să-l fac mai ușor și să câștig mai mult, chiar ar fi genial. Dar, na, aștept părerile voastre, opiniile voastre, sugestiile, de ce nu. Și în caz în care vreți, putem să ne adunăm și să facem un soi de clan. Ușor tu acolo cu claxonul ăla. Nu, dar ăla merge mai repede ca mine. Cum n-ai putea merge mai ușor ca mine? A, are transportul mai mic. Da, aia, mă, boss, iau de ce transport am eu, ce transport are el. Aoleu. Auzi, nu-i place faza căsătoritul. Mă, acum căsătoritul nu-i pentru toată lumea, adică. Hana mea. Îmi place ideea aia pe care au adăugat-o cu căsătoritul, când e până el, hopa, brrrr. Opa. Putea să fie ceva ușor acum, să fim noi serioși. Dacă nu fac eu vreo belea, se întâmplă aia de la sine. Vrei să te conectezi? Domnule trailer, vă rog frumos, conectați-vă. Haideți că s-a conectat. I-am vorbit frumos și s-a conectat. Brrr. Bola, da, e camionagiu de la nebun, cum vedeți în filmele americane. Nu știu dacă ați văzut filme americane cu camionagii nebuni. Eu am văzut. Cred că toată lumea a văzut. Deci sunt genul ăla de filme în care se plimbă un camionagiu nebun prin deșert și găsește un grup de tineri într-o mașinuță de-asta mai micuță și urmărește și vrea să-i omoare și rahaturi de-astea. Cum pare că ați văzut măcar ceva de genul ăsta? Dacă ați văzut, spuneți-mi în comentarii. Dacă nu, ei bine, vedeți, poate știe cineva vreun film cu camionagii nebuni. Dar era o temă destul de populară la un moment dat. Acum, na, poate vi se pare interesante filmele de genul, poate nu. Nu știu eu ce să vă spun. Dar eu am văzut și era ok, adică era ceva interesant pe acolo pe la ele. În fine, n-am și eu mic. Acum, dacă mă uit la un film de genul ăla, nu o să mă mai sperie atât de tare. Dar atunci chiar l-am panicat că era un camion de la mare american și o mașinuță de aia micuță și venea și bum, îi lovește la hatul de asta. Un soi de GTA in real life, cum ar spune tovarășul meu Stano. Opa, brrrr, m-aș de aici. Uite, bă, ăsta periculos, fotu-te în gură, ăsta e fot. Opa, pe aici trebuie. Bă, proști unii oameni. O vai, da. Cum venea el acolo pe contrasens hotărât, băi, ești nebun cu autobuzul tău ăla micuț. Și mai era și ăla cu turismo. Turismo avea parcă. Oricum, nu e mare panică, man. Aș vrea să-mi iau și turismo, dar mă întreb cât o să coste. Destul de mult. Nu știu, să-mi iau turismo sau să-mi iau Infernus. Infernus ar fi ceva. Dar na, oricum vedem pe parcurs ce și cum, adică sunt curios cum o să meargă seria, pentru că am cerut un număr destul de mare de like-uri. Au, m-am lovit. Bă, ăla e prost că vrea sau e prost că așa e el? Habar n-am. Oricum amuzant serverul. Mi se pare interesant, adică... Nu prea sunt oameni deștepți pe el. Sau probabil sunt, dar nu i-am întâlnit eu, pentru că proști sunt pe toate drumurile. Habar n-am ce să vă zic. Totuși nu vreau să jignesc pe nimeni, numai că unii oameni chiar sunt slăbuți din punct de vedere mental.
să zic așa. Eu am un camion, eu pot să circul pe aici, cocoș. Și acum apac. În fine, și oricum eu nu o să lovesc pe nimeni, adică dacă vine cineva din față, o să încetinesc. Cum o să încerc să-l depășesc pe partea dreaptă, pe tipul ăsta care merge capul ăla pe partea stângă. Bine, boss, hai că ești bun, ești bun! Hei, drag! Și, știți că ne-am întâlnit cu tipul ăla care venea pe aici cu mașina? Ei bine, traseul corect e pe aici. Nu pe acolo. Dar îmi pierd prea mult timp gândindu-mă ce și cum și unde. Chiar nu prea contează pe unde. Ideea e să nu intre nimeni în tine și tu să nu intri în alții intenționat. Cam asta e ideea. În cazul în care facem chestia asta, intrăm unii între alții, e bine, nu o să ajungem nicăieri. Pur și simplu o să dăm cap în cap. E inutil. În fine, treaba lor, nu stau eu să-mi bat capul. Dar nu știu, eu sunt ceva mai organizat când vine vorba de lucruri de genul ăsta. Adică pur și simplu... Nu știu, adică e puțin dubios. Dar na, eu nu deranjez pe nimeni, n-aș vrea ca nimeni să nu mă deranjeze pe mine. Dar nu mereu se întâmplă chestia asta. Și mă enervează într-un fel sau altul, dar... N-am ce să fac, deci efectiv n-am nicio putere asupra lor. Unii pur și simplu sunt mai lenți. Și tipul ăsta a pățit ce-am pățit eu? Nu, tipul ăsta e FK. GG, băiatule. O bicicletă, n-o să o lovesc totuși. Pentru că am bun simț. Și acum hai să urcăm pe pod, fără să lovim pe nimeni. Și pe banda noastră. Pac, pac, pac. Ia uitați. Cât de ușor a fost. Mergem acolo, ne luăm bănuții și vedem cât am câștigat. Chiar sunt curios cât am câștigat bani. What the fuck? Era o bicicletă undeva în fața mea și am lovit-o. Numai că eu n-am văzut-o, din păcate. Și ceea ce e interesant e că aici, în fiecare seară, după cât am observat eu, se țin niște concursuri. Destul de interesante, zic eu. Unde vii? Unde vii? Te drag, învață să mergi. Tâmpitul. Tac, ce mă distrez pe aici. Că vine, am pulea că mă lovesc de toți proștii, dar, hei. E ok. Aici a fost vina mea, că nu m-am asigurat. Wanted 5. Ești wanted, boss. Așa, cu wanted sunt urmăriți de poliție, nu? Ce chestie. Acum înțeleg eu, polițiștii urmăresc pe ăștia cu wanted. Ai, ușor tu acolo. Ce slăb, bani. Stai că trec și eu, boss? Da. Mamă, o droaie de bani. Păi, vehiculul meu unde n-ai bine? Ascuns, ou. Aha, să nu ocupe mult loc pe server, să nu fie lucrurile spawnate în pula. Ah, super tare așa. Foarte mișto. M-am câștigat ceva bănuți. Nu foarte mulți, dar a fost ok, adică nu mă omor eu cu banii în jocul ăsta. A dat timp cât e o sumă bunicică.
și n-am nevoie de foarte mult, e ok. Și da, haideți să mai explorăm puțin. Și să vedem ce și cum mai e până zona asta. Ce, un dealer de arme ceva. Opa, ia să vedem aici. Gun shop. Vedem aici slash by gun. Nu ai permis de portarme. Ușor acolo tu. Ha. Se mă urc aici. Și pac, am fugit. Oricum bouă pământului nu mă puteam pușca acolo în shop, bănesc. Dar am vrut să-l pleznesc, să nu mai arate cu arma la mine. Păi, în cazul ăsta nu știu ce să mai fac. Trebuie să-mi iau permis de portarmă. Și asta o să dureze ceva. Dar atunci când îmi iau permis de portarmă o să pot merli fire. Ca pe GTA Online. Și da, noi ne vom opri aici cu acest episod. Sper că vi s-a părut interesant. În caz în care v-a plăcut, dați un like și noi ne vom revedea cât de curând posibil. Nu uitați, dacă vreți să vedeți episodul următor mai repede, trebuie să ajungem la 500 de like-uri. Sau suficient de aproape de 500 de like-uri, dar ideal ar fi 500. Deci da, succes cu like-urile. O zic mai bună, bye bye!